Asta nu e din nas de la cineva, să știți. Ba da, Felix, vă zic că este din nasul unui monstru. Ia uite. Ce faci, ești basketbalist? Tâșnit? Ni s-a prins o păiaje în slime! Doai de mine cât de nebun. Salut! Și bine v-am regăsit la un nou video de Halloween! Slime! Astăzi o să facem slime, așa că dacă vă place slime-ul și vreți să mai facem episoade, apăsați butonul de cocolai! Cristina e de Halloween cu pălărie, eu am perciuni, trebuie să... Felix a decorat de Halloween cu perciuni. N-am găsit în Cluj rize! Și eu sunt așa ca o vrăjitoare! Ia uitați, avem o găletușă uriașă, în asta vom face noi slime-ul. Adică eu. Eu am zis așa, eu pun ingrediente și mă joc la sfârșit și Felix este cel care amestecă. Ești de acord? Asta e viața mea cu slime. Vreau să ne urați baftă la slime. Noi până acum am mai făcut episoade de slime, dar nu ne-am priceput foarte bine. Cum, și sper astăzi să ne pricepem, să avem așa noroc de Halloween. Apropo, de două ori ne-au reușit perfecte. Da, am un anunț foarte, foarte, foarte important de făcut. Până la Halloween vom face videouri în fiecare zi. Ce? La ora 2. Ce? Ne așteptăm. Zilnic faci videouri? Da. Hai de mine. Înseamnă deci avem videouri în fiecare zi la ora 2 până de Halloween. Așa că să fiți aici pe canalul meu. Surpriză? Sunteți încântați? Scrieți acolo dacă v-a făcut o coco mega surpriză. Mă luau prin surprindere. Nu știam așa ceva. Da, zilnic la ora 2. Așa okay, că vă aștept. Păi înseamnă că o să fie și videouri de mâncare și de altele și eu. De-abia aștept. E de mâncare, nu? Este de mâncare. Rupeți butonul de cocolai ca să ajungem când merg de la videole importante și hai să începem. Și haide să-i dăm drumul cu slime-ul. Pune vom lipici. Amesteca lipici. Hai să văd dacă pune-l pe tot. Îl pun pe tot? Pune-l pe tot. Noi o să facem un slime dintre ăsta mare, transparent și după aia îl împărțim în mai multe slime-uri mici și colorăm. Ia uitați, băgăm aici lipici. Dacă aveți rețete bune pentru slime, să ne scrieți în comentarii. O, oh, că ți-o umplu din găleată. Puteți să speli găleata înainte, că are impurități. A, nu, mică impuritate. Lasă, trebuie să sper. Ok, eu mi-au lingurița, da. Și Cristina pune un strop și jumătate de activator. Felix, nu știu exact cum se face slime-ul. Haideți să turnăm activatorul. Gata. Felix astăzi o să dea la manivelă. Vă place găletușa noastră special pentru Halloween? Slime-ul nostru este gata! Îl vedeți aici? Ia uitați! E senzațional, făcut de mine, mi-a luat jumătate de oră. Felix a învârtit aici la manivelă vreo jumătate de oră. Eu zic să-l dăm jos, Felix, ce zici? Îl turnăm? Da. Oare cade? Nu, pentru că este incredibil de calitativ. E vorba de calitate aici. Ei, oh, ce forțos! Noi am făcut un slime din lipici transparent. Ce noi? Eu. Da, Felix a făcut un slime din lipici transparent și ne-a ieșit așa foarte albicios. Asta nu e din nas de la cineva, să știți. Ba da, Felix, vă zic că este din nasul unui monstru. Ia uite. Ce faci, ești basketbalist? Tâșnit? Tâșnit? Ce tare! Mamă, ce bounce este! Ia uite și tu. Deci, a făcut Felix aici un slime foarte mare și ne gândeam să dați-mi like pentru mine, deoarece am făcut un slime la jumătate de oră. Ia fac muși. Fac muși dacă vrei Felix slime-uri. A zis că el ar vrea să-și facă muși dacă voi dați mai multe coco like-uri ca să mai fac aici slime. Ia uite. Chiar îți faci. Felix, e super! Știu, pe dar l-am făcut eu. Wow, Felix, făște așa. Care-i planul? Felix, nu așa, așa. Care-i planul? Planul este să-l împărțim în trei. Da. Eu mi-au o bucată, ia-ți tu o bucată. Ok, și a treia bucată? Și a treia bucată o facem împreună. Și avem aici niște biluțe dintre astea cu clay. Și astea sunt negre. Felix are acolo verzi. Și mai avem una cu roșu. Ia să vedem cum arată și a ta. Miros foarte urât. Ia uitați, avem biluțe dintre astea negre, verzi și roșie. Eu zic că sunt foarte bune pentru Halloween. Eu de asta le-am ales. Tu cu ce culoare faci? Păi eu am vrut cu verde, dar i-am bine, dat. Bine, atunci dă-mi negru. Nu, hai că fac eu cu negru. Dă-mi negru. Dă-mi negru, mersi. Nu, dau-ți verde. Dă-mi verde. Cât se folosește din aceste cât icre? Cât se folosim din icrele astea? Eu pun un sfert. Un sfert? Că nu știu niciodată ce se întâmplă. Ia uite ce faine sunt. Punem doar atâta. Astea sunt lemicioase. Ai, Cristina!
Te-a colorat total. Haideți să punem aici fiecare în slime-ul lui. Nu știu ce m-am băgat. Nici eu nu știu ce m-am băgat. Nu știu exact cum se face. Iese ceva, Felix? Iese un dezastru. Ia uitați. A stricat slime-ul? A stricat slime-ul cu terciul ăsta. No, eu cred că până la urmă o să iasă. Ia uitați. Ce slime de Halloween! Felix, eu zic că arată foarte bine al tău pentru Halloween. Da, dar uite mâna mea. Mâna ta este neagră. Slime de Halloween! Mi-e frică, Felix, uite asta, zici că e din nasul unui monstru! Ce tare! Ne-a dezactivat-o. Mi-a dezactivat slime-ul. Ne-a dezactivat slime-ul, chestiile astea, biluțele astea. Pune aici mult bicarbonat. Mai punem niște bicarbonat de sodiu. Pune, așa, așa. Și la mine la fel. Oh, sper să reușim să-l reintegrăm. Al tău arată mai fain. Asta e din nasul unei vrăjitoare. În ce m-am băgat? Nu știu. Mamă, ce fain e la mine, Felix! Super! Felix, este invidios pe slime-ul meu! Al tău zici că e scos dintr-un vulcan. Nu știu ce s-a întâmplat aici. La mine face și balonașe. Foarte tare slime-ul meu și culoarea este faină. Mersi, Felix, Melissa, mie verde. Ai fost foarte de treabă. Dar mai ai acolo un slime alb pe care poți să-l faci roșu. Nu mai mă ating de culorile astea. Ia uite. Mi-l dezactivează. Știi ce zic eu? În ăla transparent, alb, să punem biluțele astea. Ia uite ce biluțe avem aici. Oficial, slime-ul meu este super. Oh, și al meu și-a revenit. Da? Ia uitați cât de fain este. Cât de fain e. Slime de vrăjitoare. Ia uitați-vă. A tău chiar este perfect pentru Halloween. E perfect. E negru, e Felix. Foarte fain. Dar nu mai trebuie să cumpărăm din astea scumpe, îi cred din astea scumpe, cremă de ghete. Cremă de ghete. What? Acum eu zic să-l facem pe cel transparent cu biluțele astea colorate. Tu, slime-ule, perfect, pleacă de aici. Că Felix este invidios, nu alta. Ce? Lasă-mă. Ok, îl punem aici. Și slime-ul acesta transparent. Wow, cât de fain este. O să-l umplem cu biluțele astea. De-aia există farfecă. De-aia există farfecă. Wow! Așa, astea zici că sunt ouă de păianjen, Felix. Ai mă, Cristina, chiar arată. Ouă de păianjen la noi în casă. Ouăle de păianjen. Ia uite. Prinse pe plasă de păianjen. Prinse pe slime de păianjen. Oh! Ăsta cred că e printre cele mai faine. Și dacă tot este cu ouă de păianjen, eu zic să punem și un păianjen înăuntru. O să punem păianjenul ăsta. Dacă aș vedea orangutanul ăsta pe afară. Ce, îl punești pe ăla? Îl punem aici? Da, ia uitați-vă. Wow! Ia uitați aici. Ăsta este un slime foarte fioros. Mamă, dar ce tare este. Ni s-a prins un păianjen în slime! Doai de mine, cât de nebunie. Hai să mai punem, Felix, hai să mai punem încă un păianjen. La fel ca ăsta, să fie fratele lui. E de frasul. Ia, bagă-l aici, pe fratesul. Du-te, pe ce, stai. Bagă-l acolo să stea. Ia uitați. Un păianjen pe slime-ul nostru, ajutor! Ce ne face? Da, dar slime-ul ăsta e și genial. Știu, unul dintre cele mai faine. Până acum, deoarece am o idee genială să le transformăm și pe celelalte. Să stea slime-ul ăsta aici și eu zic să luăm pe ăsta verde. Eu mi-l iau pe ăsta negru, arată ca o plătită arsă. Ia. Ce idee ai tu? Am o idee genială. Am aici niște ochișori dintre ăștia colorați și ăștia merg foarte bine pe negru. Poți să-i pui tu. Așa? Și eu pentru mine am niște ochișori dintre ăștia simpli, mai mici, care merg bine pe verde. Okay. Hai să punem. Asta este un slime monstru. Mamă, Cristina, ia uite-te la mine. Știu, arată genial. Ia uitați-vă. Ce slime fioros cu ochi. Ai de mine. Și la mine cu ochi dintre ăștia mici.
Slime-ul meu a înghițit ochii. Slime-ul tău a înghițit ochii. Uite. La mine încă se mai văd așa pe aici. Wow, ce fain este să faci slime de Halloween. Pentru că îl faci foarte diferit decât de obicei. Slime-ul meu a înghițit toți ochii. Să înțeleg că este un slime încăcios. Bă, ce? Am înghițit tot ochii, ce mai fain? Păi negru, de-aia. Este un fel de slime ca și cum ar fi o gaură neagră, Felix. Slime-ul meu a înghițit toți ochii. La mine se văd, ia uitați. Am ce fain să văd la tine. La mine mi-e opăpat, nu mai am ochi. Asta e slime-ul meu. Asta e slime-ul meu, stă pe tine. Slime-ul tău este... Nu, am altă idee. Ia uitați ce punem noi aici. Slime monstru. Vedeți? Cu monștri din... Cu monștri de la Ole Kinder. Hai că chiar m-a distrat. Asta e super tare. M-a distrat super cu slime-ul ăsta de Halloween. Nu credeam că o să-mi placă așa de mult. Felix! Al meu are, după cum vedeți, are o freză foarte faină. Ia uitați-vă. Wow! Felix, ce nebunie! Nu pot să cred așa ceva. Asta într-adevăr este fain. Asta este cel mai tare slime pe care l-am văzut de Halloween. Așa, ia uitați-vă. Asta, da. Wow! Slime-ul meu este Halloween-esc. Și acum am o altă idee, Felix. Ia zi. Haideți să punem slime-urile pe care tocmai le-am făcut în niște borcanele cu monștri pe care le-am făcut-o mai înainte. Ia uite, avem aici trei borcanele, vreau să-ți alegi. Borcanelul cu numărul 1, cu monstrulețul numărul 1. Toți au față de profesor. Borcanelul cu numărul 2, vedeți aici fața? Și borcanelul cu numărul 3. Tu pe care ți-l alegi? Acesta. Pe acela? Eu mi-l aleg pe acesta. O să pun slime-ul meu verde înăuntru. Ca să le păstrăm. Ia uite! Uhuhu! Ce tare! Și Felix, eu mă gândeam în ăsta să punem aici un păianjen pe cap. Pune. Uite așa. Ce ziceți? Este fain? Ia uite. Mie îmi place... Ce monstru de Halloween! Mie îmi place la nebunie slime-ul ăsta. Pentru că se potrivește foarte mult cu păianjenii. Haideți să scoatem păianjen și să-i punem înăuntru. O, dar slime-ul ăsta e și cel mai fain. Genial! Ia uite-te. Asta cu pânză de păianjen, ia uitați-vă. Este atâta de moale, foarte slimicios. Haideți să pun ăsta, uite așa, în borcan. Asta e fain să iasă, așa. Să iasă. Și pune păianjenul mare. Păianjenul și mare. Pun păianjenul mare. Stai că fac așa, uite. Un păianjen mic înăuntru. Și ăla mare. Și punem ăsta mare, uite aici. Du-te, jos. Bă, Cristina. Mamă, ce fricoșător! Iar aici avem celelalte slime-uri, vedeți? Ăsta verde și ăsta foarte fioros al lui Felix. Slime-ul negru, suflet de profesor. Slime-ul păianjen mai făcura prin casă. Și slime-ul verde mai spalte pe dinți. Ăsta este slime verde de înghețată. Dar arată foarte... Dar uite... Felix, dacă îți pui un baie aici, poți să te dai că bei slime. Dar stai puțin. Uite cât am eu, uite cât de ăsta și uite tu ai verde mult. Tu ți-ai luat mult la verde la început. Nu așa am împărțit. Ia mult! Cât de fain e cocktailul ăsta de slime. Care e slime-ul vostru favorit dintre ăștia trei? Trebuie să scrieți în comentarii acum ca să știm și noi despre ce este vorba. Da. Și dacă vreți să mai facem, care e preferatul tău? Dar sincer, mie îmi plac toate. Toate sunt faine. Deci fiecare este unic în felul lui. Și știi ce zic eu, Felix? Să punem poze pe Instagram. Ar fi bine. Cu ele. Ar fi bine. Să vadă nucile de cocos pe Instagram și să ne urmărească și acolo. Asta e foarte creepy. Știu. Ok, asta a fost tot pentru astăzi. Nu uitați să apăsați butonul de coco-like. Și până la Halloween ne vedem în fiecare zi la ora 2. Și scrieți dacă mai vreți slime-uri ca să fac și o mușcă. Tot am acolo. Pa! Pa! Vrem și noi pe Instagram să vedem poze cu slime-urile voastre.